Bine, v-am găsit pe toți. A, în primul rând, vă felicit că avem o zi extraordinară astăzi. Este foarte frumos afară, ceea ce ne face să nu doar să ne bucurăm de timp, dar să ne bucurăm și de dreptul nostru pe care îl avem de a merge la vot și de a ne exprima liber, conștient și responsabil decizia în privința viitorului țării noastre. Sunt optimist că această zi frumoasă, care este și o sărbătoare tradițională, Dragobetele, va fi una semnificativă și importantă pentru noi și vom continua cu faptele bune și cu proiectele mari pentru țară. Procesul electoral în linii generale, din punctul nostru de vedere, se desfășoară, se desfășoară normal. Deși sunt unele incidente izolate care, iarăși din punctul nostru de vedere, nu afectează sau nu pot deocamdată să afecteze rezultatul electoral atât pe circunscripția națională cât și pe circunscripțiile unei nominale. Sigur că Partidul Democrat este un partid care foarte serios abordează chiar și incidentele minore, de ce suntem foarte activi și ori de câte ori cunoaștem, aflăm despre careva incidente, Încercăm să facem toate demersurile necesare astfel încât să fie luate măsuri pentru a preveni viitoare incidente sau pentru, și încălcări sau pentru a fi luate măsurile și pedepsiți, dacă e cazul, acei actori sau cele persoane care admit astfel de încălcări. Printre demersurile pe care noi le-am realizat, aș vrea să trec în revistă câteva pe care le considerăm noi mai importante, și una din ele ar fi încălcarea pe care a comis-o concurentul electoral Andrei Nastase, care este și copreședinte a blocului electoral acum. Dumnealui a făcut campanie electorală, agitație electorală, chiar în interiorul secției de vot. Acest lucru este inadmisibil, nu este permis. Acest lucru a fost tirajat de către mai multe mijloace de informare în masă. Fac apel și către acele mijloace de informare în masă și rugăm să nu fiți coparticipanți la acele acțiuni ilegale care sunt comise de către acești concurenți electorali. O altă încălcare la care aș vrea să mă refer este și cea a unei organizații non-guvernamentale care a presat reprezentanții sau membrii unor birouri electorale, secții de vot, și anume au presat în sensul de a nu propune. Cetățenilor buletinele de vot pentru participarea la referendum. Acest lucru, din punctul nostru de vedere, este inadmisibil. Cetățeanul singur, neinfluențat, trebuie să se decide și nimeni nu poate, dar trebuie să-i fie oferit și explicat acest drept, dacă este cazul. De aceea considerăm că aceste lucruri trebuie să înceteze și, inclusiv, Comisia electorală Centrală trebuie să ia toate măsurile ca procesul respectiv să se desfășoare într-un mod corect și transparent. La fel, pe Dimea de a depus o sesizare care o vizează pe doamna Maia Sandu, un alt copreședinte a blocului electoral acum, și anume, Dumnezeu face agitație electorală împotriva referendumului, ori vreau să atrag atenția că blocul electoral acum sau Maia Sandu nu s-au înregistrat ca concurenți electorală cu opțiunea împotriva referendumului, de deci ce oricare agitație publică în acest sens este un act care cel puțin violează prevederile cadrului normativ în vigoare. Facem apel și către doamna Sandu, la calm și să nu îndrăznească în continuare să pună presiune pe cetățeni sau pe membrii secțiilor de votare, astfel încât și procesul de exprimare a opțiunilor cetățenilor pe marginea acestui referendum să fie unul neviciat. O altă sesizare pe care am depus-o este vizează biroul electoral a secției de vot 45-1 a circumscripției unii nominale 45 din Comrat. Am observat noi că urnele de vot aveau stem aplicate stichere cu stema unui stat străin, și anume Federației Rusie. Urmarea sesizărilor noastre observăm și apreciem foarte mult rapiditatea cu care au acționat, a instituțiile abilitate și au fost înlăturate acele stichere. Oare aceea este un lucru, încălcarea respectivă este una destul de gravă din punctul nostru de vedere. La fel am vrea să, acest uh, mic adresare, am vrea să o continuăm cu un apel către toți concurenții electorali, să păstrăm calmul, să ne facem în continuare agitația care avem dreptul să o facem în normele, în limita normelor legale, să lăsăm într-o parte unele discursuri și îndemnuri la ură sau discursuri foarte agresive, care din păcate continuă. Ori observăm că aceste discursuri agresive s-au -au soldat și cu alte incidente minore, distrugere de panouri publicitare mai grav magazinul care aparține unui vicepreședinte a unei organizații teritoriale PDM, toate ferestrele i-au fost stricate din, prin aruncări de piatră și considerăm noi că este direct legată cu acele îndemnuri la ură și agresivitate care sunt propagate de către unii concurenți electorali. Noi ne vom face în continuare campania și activitatea într-un mod organizat, calm, iar acolo unde vedem poate și unele uh, mici incidente care vizează membrii noștri, noi am făcut adresările de rigoare și clarificările de rigoare cum trebuie să fie înțeleasă și aplicată legea, astfel să nu fim atrași în astfel, astfel de tip de încălcări. Oricare încălcări, indiferent de actorii care le comit, noi le condamnăm și vrem să ne disociem de ele aș încheia prin un îndemn către toți cetățenii, ieșind la plimbare în această zi frumoasă, să treacă pe la secțiile de vot. Se pare că avem o prezență bună, care însumează aproape 29% și vreo 820.000 de cetățeni și au exprimat opțiunea de vot la această oră. Este un lucru încurajator. Vorbește despre activismul nostru. Ne-am dorit el să nu se oprească aici și să continue exact în aceeași manieră. Apelăm la cetățeni să voteze conștient pentru partidele care și-au -au asumat și știu cum să ducă la capăt proiecte precum drumuri bune, salarii, pensii mari, bunăstare mai bună pentru cetățeni, sănătate reformată, educație reformată și credem noi că Partidul Democrat este cea mai bună opțiune pentru cetățenii noștri, de aceea votați numărul 1 în buletinul de vot și candidații Partidului Democrat care au venit cu fapte reale către noastră, nu cu vorbe. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția dumneavoastră. Vom reveni cu alt brief la o oră mai târzie, dar vom informa cu cel puțin o oră până vom ieși către dumneavoastră. Dacă sunt câteva întrebări, aș vrea să ne limităm doar la câteva. Sunt gata să le accept. Dacă nu sunt, vă mulțumesc. Vă urez o zi bună în continuare, care este una activă. Toate bune!